Salut și bine ai revenit pe canalul meu. Dacă deții Bitcoin, Ethereum sau Eagle, te rog să lași în acest moment un like la acest video. Acestea fiind zise, te rog să apeși și clopoțelul acesta de notificări. Nu v-am spus până acum, dar cred că ar fi bine să spun. O să încep să postez mai des și este bine să ai clopoțelul activat astfel încât să vezi când postez. Desigur, mă ajută și pe mine fiindcă vei urmări foarte rapid videoul și mă vei ajuta cu like, poate un comentariu, părerea ta despre market sau Orice te interesează pe tine. Voiam să vă cer scuze pentru ultimul video de acum de sâmbătă, cel de o oră, deoarece versiunea HD s-a procesat foarte, foarte greu cam în 20 de ore și mulți dintre voi l-ați vizionat cu o versiune mai slabă, 360p. Vă mulțumesc frumos pentru acest lucru, sper să nu se mai repete, a fost o problemă cu YouTube-ul, dar până la urmă s-a rezolvat. Oricum pe videoul de astăzi cu siguranță nu vor fi probleme deoarece este un update mai scurt pe Bitcoin Eagle și pe X Infinity pe AXS pe un termen mai mic pe 4 ore, 8 ore, ne uităm pe grafic să vedem ce se întâmplă cu acest trend bearish și până unde ne Putem îndrepta cu această scădere și o să încep chiar cu Bitcoin pe 8 ore. În momentul de față avem 39.260 prețul și Bitcoin atinsese chiar 38.800 în dimineața aceasta, după cum putem observa, aveam o zonă de suport menționată la 39.400, ar trebui să o fac linia mai groasă să se vadă mai bine și aici, deasupra zonei de VPVR, avem nevoie de un suport pentru Bitcoin. Momentan, pare că face un bounce din această zonă și vrea să susțină zona aceasta cu VPVR, dar eu zic să fiți foarte, foarte atenți deoarece s-ar putea să facă un fake și feeling meu este pentru ceva de genul acesta dacă rupe și zona aceasta cu VPVR cum a arătat că o face în ultimele săptămâni s-ar îndrepta spre 36.200 poate o zonă de suport dacă nu 34.800 zonă bună de bai pentru mine un target bun pentru Bitcoin și nu ar fi rău acest lucru. Erau niște minime frumoase în urcare pe Bitcoin care cât de cât să spunem că schimba un pic trendul aici, dar încă nu uh, era ceva foarte grav, dar și cu acest minim începe oarecum să schimbe, să strice acest trend uh, ascendent la fel și maximele în urcare care sunt departe momentul de față. Eu zic că este un trend reversal pe, o pe un termen mediu, o perioadă medie nu neapărat foarte scurtă, care uh, este bearish mai degrabă, dacă dăm și pe daily un pic să ne uităm, am remarcat niște candele uh, foarte urâte de sell pe daily cu ultimele 3 zile pe roșu, candela aceasta extrem de mare pe daily ne arată incertitudine, volumul de bai nu este deloc aici, a fost weekendul cu un volum extrem de mic pe cripto știm bine că de obicei, în weekenduri mai sunt volume mici, dar uh, priviți în acest moment cât de depărtate erau față de media ultimelor uh, 20 de zile. Volume extrem de mici și oarecum și acest lucru putea să îți semnaleze faptul că luni ar urma să vină și uh, candela roșie să ne strice zona de 40.000. Eu zic că dacă Bitcoin se întoarce spre 40-41.000 la această zonă de rezistență de această dată, cred că își va lua o rejectare foarte puternică pentru moment, nu îl văd să treacă de 41.000 pe linia triunghiului ascendent cred că va fi testată ca Uh, zona de rezistență în acest moment și uh, o zonă unde era un buy foarte bun la 41.000 se va transforma în rezistență mare atenție pe aceste lucruri dacă ne uităm pentru RSI și pentru MACD pe Bitcoin pe 8 ore să vedem ce zic acestea RSI-ul și a rejectare din zona de 41 deja uh, de 3 ore aproape și de aceea mă aștept la ceva de genul acesta o urcare fake o rejectare pe RSI și uh, Bitcoin să uh, Scadă de la 40.500 din nou spre 39.000 în caz că este vorba de un bounce, un mic bounce din această zonă. macd nu dă semnale prea ok, ar arăta aici un semnal de creștere, dar este primul și se dovedește a fi foarte rapid fake, adică a avut loc o creștere foarte scurtă pe o perioadă uh, mică de timp și după aceea și-a schimbat direcția um, spre un cross de scădere de această dată. Multă multă incertitudine și mai degrabă spre uh, vânzător de această dată, mi se pare că este puterea. Cred Că în următoarea perioadă o să testăm 34.800 și va fi un adevărat test pentru Bitcoin deoarece dacă pierde zona aceasta ne așteptăm la un bear market într-un fel sau altul, poate nu mai durează 2-3 ani, dar poate 8 luni, 10 luni, un an. Însă mi se pare totuși destul de greu să pice zona de 34.700 sau un pic sub aceasta. 34.000. Eu v-aș sugera dacă aveți de gând să cumpărați Bitcoin, Ethereum, MIGOLD sau orice altă monedă în zonele acestea de jos, să vă puneți orderele deja, deoarece putem să ne trezim cu scăderi din acestea bruște, cum au fost și în trecut, și imediat cu uh, un bounce din zonele noastre bune, și să te uiți cum. Uh, ai ratat oportunitatea și eu am început deja să-mi pun uh, baiurile, chiar dacă sunt uh, ridicol de jos 34.800 nu este nicio problemă, o să le las chiar câteva uh, săptămâni acolo. Dacă ne uităm și pe medii pentru 8 ore, momentan Bitcoin își a rejectare de la media ultimelor 9 candele de 8 ore și pare că se îndepărtează ușor ușor de 21, a testat un pic aici 21 și a scăzut sub aceasta. Este un adevărat trend bearish și nu văd să vină un reversal cât de curând, dar atunci este oportunitatea când lucrurile scad, nu când cresc, atunci trebuie deja să fii pregătit să vinzi ce ai acumulat în momentul de față. Vreau să văd și Igoldu ce spune, l-am prins la 150 de dolari fix în momentul de față și Igoldu trece cam prin același pattern cu Bitcoin, nu a început un trend descendent pe 8 ore și maximele în scădere Putem observa minimele la fel în scădere. Am avut și momente când prezentam maxime în urcare și minime în urcare, cum avem în acest canal și lucrurile arătau foarte bine. Însă, când Eagle s-a lovit de topul din zona de 200-220 de dolari, nu a vrut să mai treacă peste aceasta. Momentan targetul meu rămâne la fel, cred că știți pe din afară cei care v-ați uitat de mai multe ori uh, la mine în ultimele săptămâni, 130 de dolari zona bună pentru Eagle de acumulare din punctul meu de vedere, o zonă de suport foarte bună pentru istoria recentă a cripto din august 2021, să spunem că această zonă nu a mai fost parte de Eagle, dar uh, planul meu este oricum pentru worst case scenario în caz că se întâmplă ceva și pică și această zonă, mă gândesc la o acumulare în zonele de 57-80 de dolari, în funcție de cât îmi permit, nu trebuie să fie o sumă neapărat foarte mare, dar mai degrabă decât să intri all-in într-o zonă anume, mai degrabă să fii pregătit și pentru ce este mai rău. Momentan, igoldul se chinuie la 150 de dolari și pare că susține cu greu această zonă și pe ultimele candele de, pe ultimele candele de 8 ore putem să vedem că încerca să își găsească un suport aici și vine o candelă roșie, îl trage mai jos. Cam acest lucru văd să se întâmple și în continuare săptămâna aceasta și deși aprilie se anunța a fi o lună bună pentru cripto, momentul de față se pare că nu prea este așa. Și în continuare să ne uităm pe RSI și pe MACD pentru EGOLD. În momentul de față și-a rejectare și egold din zona de 45 și rămâne în zona urșilor mai degrabă RSI-ul dar a avut un mic bounce de această dată, însă cred că dacă se va îndrepta prețul spre 160 de dolari cu un RSI își va face din nou ceva de genul acesta și își va lua o rejectare deoarece trendul arată destul, destul de urât, arată destul de slab în momentul de față. M-aș aștepta la ceva de genul acesta și cu un low pe RSI cu prețul la 130 de dolari mai degrabă pe Eagle, o oportunitate bună de buy pentru mine ar fi destul de ok. macd după ce a avut mai multe crosuri de indecizie pe această urcare, a venit și cel real, cam al doilea, al treilea e de urmărit, care a dus prețul până spre 150 de dolari. Momentan, Megdiu a făcut un cross arătând creșterea, dar s-a răzgândit foarte rapid, de aceea nu trebuie să te bazezi foarte mult pe un singur indicator și mai ales dacă este primul cross, mai degrabă să te gândești și ce se întâmplă pe piață, cum este trendul și din acest top trendul s-a cam schimbat pe unul descendent. Când a fost ascendent a fost bine, gândeam într-un fel, momentan suntem mai degrabă bearish. Dacă ne uităm și pe medii pe 8 ore să vedem e goldul ce reușește, cum probabil uh, vă gândiți, nu ar trebui să reușească prea multe din moment prețul de față deoarece prețul este la 149 și păstrează același trend. Începe cu rejectări la media ultimelor 21 de candele și apoi se cam lovește de media ultimelor 9 candele pe un termen foarte scurt. Exact un scenariu mai bearish ne așteptăm la 130 chiar sunt curios dacă o să am dreptate de această dată se mai întâmplă să ai și dreptate și nu dar important este să îți faci analiza să-ți iei deciziile corect calcula și mai ales să fii împăcat cu ele pentru sfârșit pe X Infinity, deoarece este ceva interes și pe X din partea comunității, menționam că dacă, dacă Axie pierde zona aceasta a roșie, înseamnă că s-a întâmplat ceva bear market sau ceva urât pe joc și X intră în această zonă, îmi închide poziția de long din această zonă pe stop loss, sunt 25% aproximativ, Nicio o problemă uh, și începe și el un mic bounce dacă Axi scade sub 40 de dolari ar arăta extrem de bearish momentan oricum a avut parte de o corecție masivă odată cu piața nu este chiar atât de rău în momentul de față a pierdut 40% dar să ținem cont că și acest run a fost uh, destul de rapid. Vreau să dau pe daily și să vă prezint de ce zona aceasta de 444 este foarte importantă pentru mine pe X Infinity. Acest preț s-a stabilit cam prin iulie 2021, doar aici a mai fost atins și de când X a avut raliul acesta din iulie 2021 Prețul uh, de 40-44 nu a mai fost spart, a fost un suport extraordinar de bun pentru X-Infinity. De aceea dacă scade sub... Acesta s-ar putea ca interesul cel puțin pe moment să dispară din X Infinity sau să fie diminuat însă cu lansarea origin cu uh, noile mecanisme pe Axie eu zic că jocul în care potențial încă se poate îndrepta spre 100 de dolari dar momentan se încadrează și el la uh, trendul perish al pieții care este și pe Bitcoin și pe Eagle, RSI-ul se află în zona de 33x, este mai supravândut decât celelalte monede normal. Știți bine că uh, aceste monede mai puțin cunoscute de obicei suferă mai rapid, mai mult o corecție. Se întâmplă acest uh, lucru. RSI-ul nu arată bine deloc, vine un mic bounce pe 8 ore, însă sincer mă aștept la rejectare din zona de 50 de dolari, o fostă zonă importantă de suport cu VPVR mare pentru AXIE momentan mă aștept să nu poată să treacă de această zonă decât cu un mare reversal pe piață tocam deocamdată, același tip de cross așa slab, weak, ea zice, care imediat începe să se transforme spre ceva de genul mare. Mare atenție pe așa ceva, aveți grijă cu trendul acesta și așteptați-vă așteptați la rejectări și la noi scăderi, să nu fiți surprinși dacă s-ar întâmpla ca prețul să mai suferă o corecție de 10-20% săptămâna aceasta. Cam asta a fost pentru astăzi. Am uh, și monetele voastre notate, și mai ales uh, celor de pe Patreon care au prioritate. Vă invit în continuare să lăsați comentarii cu părerea voastră, să vă alăturați pe Patreon dacă uh, vreți să faceți acest lucru și vreți acces la content. Exclusiv dar și să mă susțineți pe mine dacă nu oricum este ok update-urile pe YouTube vor fi uh, mai constante decât uh, în ultimele luni. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o și noi ne auzim data viitoare. Salut!